Bună seara, stimați respectatori ai televiziunii române. Suntem la apusul soarelui peste ziua cea binecuvântată în care l-am prăznuit pe Sfântul Sisoie. Oricât vi s-ar părea de zâmbitoare pomenirea, Sfântul Sisoie chiar există. Și pentru curiozitate, doar ar merita să deschidem patericul să vedem viața lui și mai cu seamă nevoințele lui cu adevărat strălucitoare. Ați opomenit și pe Sfânta Lucia din Roma, cea care moare la mormântul ei Sfântei Agata, cea asupra căreia igemonul nădăjdește să aducă nu doar batjocura, ci și o umilire publică cât se poate de mare, de dureroasă, de rea. Doar atât că fecioara aceea fragilă nu poate fi mișcată din locul ei nici măcar de o turmă de tauri aduși socare din locul în care martiriul ei avea să fie desăvârșit prin tăiere din sabie. E drept că astfel de martiraje astăzi sunt mai simplu de făcut din cuvinte, din strângerea gâtului adevărului. Dar există și modalitatea aceasta de a ne aduce aminte că unii au plăcut chiar cu viața iubirea lor pentru Hristos. Cuvântul de astăzi vine tot din Psalmul 118, de-al cărui final îmi pare rău că ne apropiem. Spune așa, versetul 160, începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Căpătenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel care a aflat cu o moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. Ce frumos spune aici psalmistul, bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel care a aflat cu o moară mare. Domnul Hristos însuși avea să spună la un moment dat că cel care găsește o comoară în mijlocul unui câmp, nici nu mai privește spre câmpul acela, ci caută mai cu seamă să prețuiască comoara. Înseamnă, de fapt, a învăța să prețuiești ceea ce rostește și zăruiește Dumnezeu să trăiești și din fiecare această prețuire să-ți faci, într-un fel sau altul, haina ta de bucurie și de lumină, întemeiată, în primul rând, pe harul și lucrarea lui Dumnezeu. Puțin dintre noi mai știm să prețuim puținele cuvinte pe care mai reușim să le citim din taina Sfintei Scripturi și din părinții bisericii. Mult ne-am mângâiat și ne-am așezat în pacea lui Dumnezeu dacă, într-un fel sau altul, viețile noastre ar fi susținute de harul și binecuvântarea cunoașterii și trăirii cuvintelor ce aduc bucurie. De aceea îngăduiți încă astăzi să vă fac o propunere. Încercați să citiți, înainte de culcare măcar, sau la vreme de tulburare, un verset din Scriptură, un cuvânt, o rugăciune, un cuvânt de întărire al unui părinte al bisericii. Nu vă mai lăsați cuprinși de dezorientare. Dezorientarea naște monstrul cel mai de preț, supărarea, depresia, umilința și în cele din urmă în genunchierea noastră, nu pentru rugăciune. Mâine este o nouă zi.